Tinerii care doresc să ocupe unul din cele 150 de locuri de muncă disponibile în Germania trebuie să cunoască foarte bine această limbă și nu în ultimul rând să fie înscriși la cursurile de zi ale unei facultăți de stat sau particulare acreditate conform legii. Pe lângă aceste condiții, aspiranții trebuie să aibă cel puțin 3 ani de studiu. Patronii unor magazine, hotelieri, dar și cei care dețin hale industriale sau se ocupă cu activități agricole sunt în căutare de muncitori români, studenți sau masteranți dispuși să lucreze pe timpul vacanței de vară, contra sumei de maximum 1350 de euro. Pentru a putea participa la selecția organizată de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă în perioada 16 noiembrie-16 decembrie, tinerii trebuie să depună un dosar cu următoarele acte: copie după buletin sau carte de identitate, o adeverință eliberată de facultatea la care este înscris și în care să fie specificat anul de studii și ce tip de cursuri urmează, dovada acreditării facultății, o copie a foii matricole însoțită de o recomandare scrisă din partea unui profesor și 3 poze tip pașaport. Pe lângă aceste documente, candidații vor fi supuși unui interviu susținut exclusiv în limba germană. Salariul pe care acești tineri pot să-l obțină este între 1050 până în 1350 de euro pe lună. Sunt 150 de locuri. E bine ca tinerii viitori să scoată dovedi cu necunoștință în limba germană, pentru că este cu adevărat un criteriu foarte important. Cei care nu cunosc deloc limba germană, îi se oferă, din câte am înțeles și noi, de la acești angajatori, alte domenii, cele din agricultură, nu prea solicitate însă de tinerii din România. Anul trecut, de pildă, au plecat doar 76 de persoane, dintr-un total de 150 de locuri. Dosarele trebuie depuse personal la sediul Agenției Municipale din București, iar pentru mai multe relații puteți suna la numărul de telefon 021 337 2194.